Mergem în Rusia, acolo unde Putin a lansat în această dimineață un atac masiv cu rachete asupra Chievului. A fost lovit cel mai mare spital de copii din Ucraina. Momentan nu se știe exact numărul victimelor. Mai multe persoane se află încă sub dărâmături. Potrivit unui anunț făcut de președintele Zelenski pe social media, vorbim despre spitalul de copii Octmat Dit din Kiev. Detalii are Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. În acest moment, trupul decedaților sunt scoase din clădirea distrusă, unde a fost cel mai mare spital de copii din, din Ucraina. Sunt peste 100 de salvatori la fața locului. Se știe deja despre 9 morți și 33 de răniți, dar resturile umane sunt încă în curs de, de analiză. Am văzut și o declarație a președintului Zelenski. Acesta a spus că Rusia nu poate să nu știe unde zboară rachetele sale și trebuie să răspundă pe deplin pentru toate crimele crimele sale împotriva oamenilor, împotriva copiilor. De curând și Ministerul Rus al Apărării a transmis un, un, comunicat și în care susține că, de fapt, o rachetă ucraineană, o rachetă a unui sistem de apărare antieriană din Ucraina ar fi lovit spitalul, iar Ministerul Rus al Apărării spune că, de fapt, țintele au fost bazele aeriene, dar și instalații din industria militară ucraineană. Ucraineană. Peste 40 de rachete au fost lansate de Rusia. Astăzi, pe întreg teritoriul Ucrainei, sunt peste 30 de victime, ce se cunoaște până la acest moment doar. Militar, Rusia nu obține nimic doar dacă știu, sperie poporul ucrainean și va renunța la luptă. Lucru care nu se întâmplă, nu mai e mult și acest război intră în al treilea an an de coșmar pentru cele două părți, cu victime foarte mari. Mă uitam la o analiză Mediazon, o publicație rusească unde spunea că peste 60.000 de militari ruși și-au pierdut viața în Ucraina, este un număr imens. Curtea Penală Internațională a emis uh, un mandat internațional de arestare pe numele lui Putin. Sunt căutați inclusiv fostul ministru al apărării, dar și șeful statului major, genera al, șeful statului major general al armatei ruse, generalii Gerasimov și Șoiugul. Și Însă astfel de atacuri sunt regulate. Eu cred că au legătură mai degrabă cu summitul NATO care va începe mâine pe această perioadă Rusia va intensifica, cred că va intensifica atacurile asupra Ucrainei, tocmai pentru a intimida liderii țărilor aliate care sprijină Ucraina.